Pragul ajutorului de minimis acordat de stat întreprinderilor va crește la nivelul celui stabilit în UE. Parlamentul a votat în prima lectură, în ședința plenară de astăzi, un proiect de lege care prevede ajustarea legislației în domeniul ajutorului de stat la normele Uniunii Europene. Actualizarea pragului ajutorului de minimis va facilita accesul la sprijinul acordat de stat unor întreprinderi și în cuantumul echivalent pragurilor stabilite în UE, precum și va fi asigurată eficiența controlului ajutorului de stat exercitat de către Consiliul Concurenței. Autorii proiectului menționează că nivelul pragului de minimis stabilit în prezent de lege nu a fost adaptat evoluției economiei Republicii Moldova din ultimii 10 ani. Astfel, valoarea pragului de minimis va crește de la 2 milioane de lei la 5 milioane de lei per beneficiar, indiferent de forma acestuia pentru o perioadă de 3 ani. În cazul întreprinderilor, valoarea totală a ajutorului nu va depăși 10 milioane de lei. Legislația urmează a fi completată cu noi definiții prevăzute în jurisprudența UE, cum ar fi data acordării și plății ajutorului de stat, costuri eligibile, intensitatea ajutorului, care, nefiind definite în legislația națională, sunt confundate și interpretate eronat de către furnizorii și beneficiarii ajutorului de stat. Totodată, proiectul prevede condițiile care urmează să fie respectate de către furnizori la acordarea ajutoarelor de minimis, astfel încât măsurile de sprijin oferite întreprinderilor să nu distorsioneze semnificativ mediul concurențial. Este reglementată și procedura de notificare simplificată conform normelor UE. Va fi extins termenul de investigație a cazurilor de încălcare a legislației din domeniul ajutorului de stat până la 18 luni de la inițierea procedurii, având în vedere complexitatea cazurilor de încălcare a legislației din domeniul ajutorului de stat. O altă noutate propusă de proiect este modificarea ce ține de modul de calculare a dobânzii pentru ajutorul de stat acordat ilegal care urmează să fie recuperat. Inițiativa legislativă își propune să asigure transparența acordării resurselor de stat. Ținând cont de practica UE, proiectul prevede completarea legii cu prevederi ce stabilesc expres care informația nu poate fi tratată ca informație confidențială de către autoritatea de concurență în procesul de exercitare a controlului ajutorului de stat acordat beneficiarilor și care informații sunt confidențiale și necesită protecție secretelor comerciale. Proiectul mai prevede modificarea datei prezentării de către Consiliul Concurenței a raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru Parlament, anual până pe data de 31 decembrie. Proiectul de lege a fost elaborat de Consiliul Concurenței ținându-se cont de prevederile cadrului normativ al Uniunii Europene, de instrumentele de interpretare a acestor prevederi adoptate de instituțiile UE și de bunele practici ale statelor membre ale UE. Inițiativa legislativă are scopul de a asigura claritatea în aplicarea regulilor ajutorului de stat stabilite de lege și de a elimina carențele atestate la aplicarea legii. Inițiativa legislativă de modificare a legii privind protecția consumatorilor transpune în legislația națională mai multe directive și regulamente ale Uniunii Europene. Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.